Sărbătorile de iarnă la Buzău vor fi cu totul diferite în acest an. Garanția vine din partea edilului șef, care a menționat că pe data de 1 decembrie 2017, luminile festive se vor aprinde în tot orașul. Spre deosebire de anii trecuți, anul acesta va fi mai generos în ceea ce privește iluminatul stradal specific sărbătorilor de iarnă. Vom avea acest iluminat festiv la timp. Anul trecut știți că ne-a chinuit foarte mult. Toată lumea a început să râde de la 1 decembrie, noi am început cred că pe vreo 10-15 decembrie, pentru că efectiv n-am avut bani la timp, am ținut licitația foarte târziu. Nota bene a ieșit ceva până la urmă, ceva destul de frumos față de ce era în Buzău până atunci. Anul ăsta am extins ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Municipalitatea dă asigurări că petrecerea de Revelion de anul acesta va fi una spectaculoasă. Administrația locală pregătește o listă de nume de artiști renumiți pentru noaptea dintre ani. Pe lângă focurile de artificii și cântăreții cunoscuți buzoienilor, la spectacolul din Piața Dacii, la miezul nopții va sosi Andra. Prestația cântăreței va dura în jur de 30 de minute, iar onorariul acesteia va fi de aproape 20.000 de euro. Spectacolul din Piața Dacii va fi prezentat de Cătălin Măruță. În același timp vor fi spectacole în fiecare zi, la sfârșit de săptămână. Vom avea în timp DJ, vom avea un revelion la mijlocul nopții cu Andra și formația ei, ceea ce este un lucru deosebit. De asemenea, Piața Dacii din Buzău timp de o lună va fi centrul distracției pentru cetățeni, când pe platou va fi readus patinoarul mobil. Totodată, Târgul de Crăciun din Buzău va fi inaugurat în Piața Dacia de Ziua Națională a României. În perioada 1-24 decembrie, atmosfera de sărbătoare a târgului va fi întreținută prin diverse evenimente ce se vor desfășura în fața primăriei Buzău. Vorbim aici atât despre spectacole folclorice și dansuri tradiționale, cât și despre concerte de colinde și ateliere creative pentru copii.